Cei mai mulți dintre vasluieni își duc cu greu zilele. Salariile și pensiile sunt insuficiente pentru grijile de fiecare zi, iar datoriile îi strâng cu ușa. Pensiile sunt mici, descurcăm așa cum putem. Facem economii la mâncare și dăm la facturi. Cred că este foarte greu. Sunt oameni care mănâncă numai pâine goală și pe aceea își păstrează pentru a doua zi. Este groaznic, să știți. Pentru bătrânii bolnavi este și mai greu. Banii se duc pe medicamente, iar de mâncare nu rămâne mai nimic. Cum se poate să ajungă când salariile așa cum se ele și nevoile sunt așa cum se ele? Nu se ajunge, oricât ar fi. De exemplu, eu, nevastă-mea bolnavă, fără picioare, eu cu un picior de asta mă și la policlinic. Eu am 600, e 600. Și la primărie 600. Faceți față datoriilor? Se poate face, așa gândirea tuturor. Aveți datorii la asta? Nu, milițin. Din scurt. Păi mănânc, și cum reușiți? Mănânc, nu mănânc, pe este trebuie să le achiți. Că dacă luna asta ai 10 lei, luna și lanta ai 20. Și tot așa. Plătește apa, gazul, lumina, medicamente. Să mai și mănânci, din 6 milioane și 600-700 care le-am și să faci mai întâi. Toate sunt scumpi. Județul Vaslui se numără printre cele mai sărace din țară, cu peste 25.000 de pensionari cu venituri sub 400 de lei, dar și cu peste 11.000 de șomeri și 9.000 de familii asistate social.